Este anchetă la Primăria Timișoara după ce Dominic Friț a sesizat DNA cu privire la concursuri de angajare măsluite. Are suspiciuni cu privire la 6 angajați care au câștigat concursul cu lucrări scrise de aceeași mână. Proba scrisă s-a făcut în prima zi de concurs și abia în a doua zi a fost notarea de către comisie și asta înseamnă că peste noapte lucrările au stat la birou, la Serviciul Resurse Umane și se pare că atunci, de fapt, o altă persoană a scris o lucrare nouă și a înlocuit lucrarea originală. Asta este o abordare absolut inacceptabilă, este criminală, penală. De ce sunt atât de atractive joburile la stat? Îți spune Leonard Rizoiu, specialist în resurse umane. Zona de zile de concediu, zona de beneficii extrasalariale, întotdeauna a fost mai stabil, iar protecția socială a fost mult mai bine reprezentată. Foarte rar se dau afară oameni de la stat, dar de cele mai multe ori se respectă un program de luni până vineri clasic și respectiv orele de lucru. De că ei au impresia că odată au intrat, au acest salariu asigurat și după aia nu mai întreabă nimeni de sănătate și nu trebuie să muncească, nu trebuie să vină la lucru. Și uite așa, în timp ce la state bătaie pe joburi, la privat angajatorii găsesc greu personal. Ovidiu Palea se pregătește să deschidă un spital multidisciplinar cu 105 paturi. O investiție de 12 milioane de euro, dar cea mai mare provocare o reprezintă echipa. Noi suntem într-o piață foarte concurențială, nu cu alți privați, ci cu statul. Statul plătește cum plătește și atunci e una să ai o competiție, că tu ai un serviciu privat și altul are serviciu lângă. Noi ne batem cu statul în ceea ce facem și este o competiție dificilă pentru că la noi lucrurile sunt foarte clare și nu ne dă nimeni bani degeaba, pe când la stat lucrurile sunt cum sunt.